Meci excelent ieri prestat de handbalistele din Buzău. Elevele lui Romeo Ilie s-au impus clar în fața adversarelor de la Neptun Constanța, o echipă cu un buget mult mai generos decât al Gloriei. Buzoiencele au dominat clar pe tot parcursul meciului, astfel că la un moment dat tabela arăta o diferență neverosimilă de 9 goluri în favoarea gazdelor. Așa a fost tragerea la sorți, întâlnim în prima etapă o echipă valoroasă, Constanța, cu care o să ne batem pentru primele locuri. A fost un joc bun, pregătit bine tactic, ținând cont de valoarea adversarului, pentru că i-am vizionat la turneul la Plopeni și am reușit să le anihilăm punctele forte. Ținând cont că au jucat foarte bine la turneul la Plopeni, au venit un pic infatuate și sigure de victorie. Numai că de data aceasta alta a fost partitura și nu și-au îndeplinit obiectivul. Îmbucurător pentru echipa tehnică este și faptul că noile achiziții s-au integrat rapid, astfel că nu s-a observat lipsa de omogenitate la meciul cu Neptun Constanța. Principalele marcatoare pentru Gloria au fost Alina Braniște cu 11 goluri și Anca Lipan cu 8. A fost un joc bun pentru toate noile achiziții. Suntem mulțumiți de randamentul dat de jucătoare. Sperăm să treacă emoțiile debutului și să joace la adevărata valoare în viitoarele jocuri. În etapa viitoare, programată sâmbătă, Gloria va întâlni încă o echipă puternică a seriei Activ Plopeni în deplasare.